Tanti Marioara are 82 de ani și stă într-un sat arondat orașului Ștefănești din Argeș. Nici nu mai știe de când locuiește singură în căsuța de chirpici cu două camere și acoperiș șubred. A murit bătrâna, a murit bătrânul, a murit și eu, unul din ei, unul e în privare. Și așa, asta sunt. A rămas la cucu pe creacă. Mai întâi câteodată, Doamne, eu sunt ca cucu pe creacă. Un câine în fundul curții și două pisici îi țin de urât. Până acum, singurătatea nu a omorât-o, poate doar sufletește. Era pe care să o facă însă lipsurile. Am revenit de doar 110 lei. În urmă cu câteva zile, un copil de 13 ani din vecini a văzut-o zgribulită pe stradă și a dus-o acasă. A rămas înmărmurit de ce a găsit acolo. A făcut poze și le-a pus pe rețea de socializare în speranța că cineva o va ajuta. Am văzut-o înfrigurată pe drum și am zis că poate o ajută în felul acesta. Și? Ce ai făcut? Și a ieșit un... lucru bun. Da, i-am adus niște lemne și când am intrat în casă, era dezastru. Adică, ce ai găsit? Nu era un frică afară, nu era curățenie, mâncare nu avea, era câteva pâini pe masă. Împreună cu un prieten a spart toate lemnele aduse de cineva. Am venit să-mi ajut prietenul să facem o faptă bună, să ajutăm să tăiem lemnele pentru foc. Mai aveți, văd? Da, mai avem puțin. Până când să te aici? Până terminăm. Acum, în căsuță, e cald. Ne-am adus băieția, băiatul ăla, ne-a tăiat. Nu poți să tai, nu mai poți să mai faci nimic. Bucuria femeii nu avea însă să se termine aici. În timp ce a ieșit să ne conducă, alți oameni i-au intrat în curte, cu brațele pline. Ați venit să o ajutați? Să nu am mai venit iar. Ce mai face? Cine mai trebuie să mă trebuie să mai... Se curăță așa și cu lacrimi în ochi și speranțe, deși are 82 de ani, tanti Marioara nu-și mai găsește cuvintele de mulțumire. Nu mai am cum să vă mai mulțumesc. Nu mai știu cum să vă mai vorbesc din dumneavoastră, că prea a sărit la mine.